Apropo de autostrăzi, vă rog. O întrebare simplă și grea în același timp. De ce România după 33 de ani nu are toate autostrăzile făcute? Ce s-a întâmplat? Care e cauza? Vă rog să mă credeți că în anul ăsta și ceva mi-am pus de nenumărate ori eu această întrebare și nu-s venit, să zicem, așa din spuma mării, că am avut diverse funcții. Da. Chiar cea de prim-ministru. Așa, dimineața și după masa Tudose. Mă rog, da. Asta s-a întâmplat. Dar mă uit în spate și îmi dau seama, sau am o explicație din asta care poate nu e validă. Când intri la Ministerul Transporturilor și urci la etaj, e un perete din asta cu tot felul, cu pozele foștilor miniștri. Mm-hmm. Din 1866, cred că e primul. Dacă te uiți la miniștri de după Revoluție, în 33 de ani, deja, spre 34, să vedem că sunt vreo 30. Deci cam unul pe an e media. Singurul care a avut mandat întreg de 4 ani a fost Mitrea 2000-2004. În rest, sunt vreo 30 de miniștri. Deci media cam la un an. Mm-hmm. Mă gândesc că și asta e o explicație, este că normal. De fiecare dată când vine câte un ministru nou, are impresia că totul ce s-a întâmplat înainte nu e bun, asta o luăm de la capăt. De strategie națională până la urmă. Și tocmai de aceea, știți ce am făcut primul lucru? La sfârșitul anului 2021, numai ce depusesem jurământul, am mers în guvern, am discutat înainte cu Comisia Europeană și am mers în guvern cu un plan național de investiții pe autostrăzi, aprobat în guvern, în acord cu Comisia Europeană, pe următorii 10 ani ce trebuie să facă România. Și în acord cu master planul de transport pe care îl știți. Vorbim ca să ajungem la o rețea în infrastructură decentă. Câți kilometri de autostradă? Spre în următorii 10 ani? Spre... aproape se triplează ceea ce avem. Avem în momentul ăsta, în 10 ani. Dar nu vorbim doar de autostrăzi, vorbim și de feroviar și vorbim de toate tipurile de transport. Vorbim de o sumă undeva la 70 de miliarde de euro. 70 de miliarde de euro care să ne ducă în stadiu de a avea o infrastructură decentă. Cam 40 de miliarde sunt acoperit din ce înseamnă programele europene. Că vorbim de ce a fost POIM, că vorbim de PNRR, că vorbim de programul operațional transporturi care intră acum în funcție și de toate celelalte tipuri de finanțare, nu cem pe la 40 de miliarde. Rămâne o diferență de vreo 30 de miliarde. Care trebuie acoperită. Care trebuie, poate fi acoperită în diverse moduri. Una din modalități este următoarea. Noi nu avem o lege a parteneriatului public-privat corectă în România. Eu am avut discuții împreună cu Marcel Ciolac cu multe companii și în Coreea când am avut vizita și împreună. Și nu veneau din cauza asta, că nu există o lege. Mi-au spus direct, legea la voi nu e ok. Deci asta ar fi o altă sursă să atragem. Dar trebuie modificată legea. Da. Și e una din prioritățile legislative din această sesiune parlamentară. Revenind la întrebarea de fond. Aș vrea să dau câteva numere așa. Anul trecut am semnat contracte pe infrastructură de aproape 10,3 miliarde de euro. Să știți că suma asta este cât s-a semnat în 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021 la un loc. De ce am considerat că e absolut necesar să facem lucrul ăsta? Pentru că nu poți să faci autostrăzi. Noi de 30 de ani vorbim de a traversa Carpații, Sibiu-Pitești. Da. Dar până acum un an sau până în ultima perioadă noi n-aveam contracte pe toate tronsoanele. Vorbeam ca să ne aflăm. Vorbeam vorbe, da. Și 10... avem acum? S-au închis. Toate. Toate. Vă spuneam că am semnat de 10,3 miliarde ca să traduc doar în autostrăzi ce înseamnă. Euro sau lei? Euro. 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 Deci cât 5 ani la un loc. Ca să traduc asta. Astăzi sunt în lucru, aproximativ 600 de kilometri de autostradă și drum expres. Mm-hmm. Și vreo
300 și un pic, care urmează să fie terminate licitațiile și semnate contractele. Mai am o bucurie și țin să o spun, cea legată de faptul că în acest moment o companie românească extrem de puternică are în România în execuție 440 de kilometri de drum expres și de autostradă. Astăzi când vorbim. Ceea ce e un lucru bun. Mi-aș fi dorit să avem 3, 4, 5 companii românești care să poată să facă aceste lucrări. Știți, și-am mai dat exemplul ăsta. În Timiș vine autostrada dinspre Arad, eu sunt din Timiș, și iese spre zona de Hunedoara. Până avea autostradă, județul era cam așa, eliminând orașul, eliminând Timișoara. Timișoara, că e important. Localitățile din vestul județului, cele aflate la graniță cu Ungaria, cu Serbia, puternice, economic, se susțineau fără probleme. Cele din est, de la granița cu Hunedoara, cu Carașu, acum spun și că a fost președinte de Consiliul Județean, trebuia de fiecare dată să vii cu sume la echilibrare, nu rezistau economic. Odată cu infrastructura, să știți că la fiecare coborâre de pe autostradă e câte o fabrică, două și așa mai departe. Șomaj nu mai există. Ce înseamnă infrastructura? Ce înseamnă autostrăzi? Înseamnă creștere economică. De aceea, indiferent de guvern și indiferent de ministru, anii viitori, dacă vrem un boom economic important, trebuie să facem autostrăzile. Transporturile trebuie să rămână prioritate pentru orice guvern și orice ministru. Și o altă chestiune. Să știți că am venit în 2021 la final. Bugetul Ministerului Transporturilor în 2021 a fost cel mai mare de până atunci. Tot timpul a crescut. Nu s-a dus în jos. Cel mai mare. Aproximativ 14 miliarde de lei. Să știți că anul ăsta închidem cu 28. Deci în 2 ani, în 2 ani am dublat bugetul Ministerului Transporturilor. Iar lucrul ăsta se va vedea în lucrările de care vorbeam mai devreme. Vă cred, sunt cifre și așa mai departe, dar românul o să vă întrebe, dom'le, când ne urcăm în mașină în București și ieșim pe la Arad pe autostradă? Sunt două tronsoane problemă. Cel de care aminteam mai devreme, Sibiu-Pitești, da. Și mai e un tronson de 14 km între Marginea și Holdea, la limita dintre Timiș și Hunedoara, o rușine națională. Te dai jos de pe autostradă, mergi pe lângă 14 și reurci pe autostradă. Acolo am reușit în anul 2022 să facem următorul lucru. Să închidem toate cele 5 contracte între Sibiu și Pitești și sunt adjudecate. Și vor fi gata când? Primul tronson deja a fost dat, sigur, cel mai scurt de la Sibiu la Boiță, a fost dat în circulație la finalul anului trecut. Și am mai reușit și pe acel celebru tronson de urș, că acolo era cu pasaje de urș și în zona aia nu prea sunt urși în Banat. Dar asta e. Și acela a fost semnat contractul și se termină proiectarea pe acel tronson undeva în mai-iunie anul acesta și vor intra în execuție. Pe celelalte 4 tronsoane, pe primul dintre ele, de la Pitești, de la Pitești la Curtea de Argeș, se lucrează deja. Sunt undeva la un stadiu de aproape 30%. Da. Pe celelalte, cele grele. Pentru că în momentul în care vorbim de capete, unul deja a fost dat în circulație, celălalt vorbeam mai devreme. Tronsoanele grele sunt cele de mijloc, 2, 3 și 4, pentru că e zona de munți pe care o traversăm. Pe tronsonul 4, cei care au câștigat au terminat proiectarea și vor intra în această primăvară la execuție. Pe toate celelalte, de asemenea, se va intra la execuție pe parcursul anului acesta. Unele dintre ele au termen de finalizare 3 ani, pentru că sunt lucrări dificile. Altele vor fi gata, ce vă spuneam mai devreme, tronsonul de la Pitești la Curtea de Argeș, pentru că orice kilometru câștigat e în plus.
Cred că termenul de finalizare pe tronsonul Pitești-Curtea de Argeș este undeva la începutul anului 2025, dacă nu mă înșel. Deci, în 5 ani cel mult putem să ne urcăm în mașină la București și să ajungem să intrăm în Ungaria prin Arad. Dar mai se va întâmpla ceva și mai repede. Ce anume? Și anume. Vine extraterestri, am văzut la americani. Am văzut cu baloane, da. Pe A0 Sud, A0 este autostrada din jurul Bucureștiului. Da. Și are partea de sud și partea de nord. Pe A0, varianta sud, vom putea circula la finalul acestui an. Asta înseamnă că vii de pe autostradă, de exemplu, de la Pitești, da, și te duci până la Constanța doar pe autostradă. Important, e adevărat. E un lucru important. Pentru că și partea asta de sud a Centurii, București. Centurii. Centura, Centura este cu totul altceva. Nu, e autostradă, de aici fapt. Aici este autostradă. Da. Centura e o lucrare. Da, autostrada A0 este cu totul altceva. Da. Deci, eu spun că e o treabă foarte bună ca într-un an de zile să ai această e adevărat. Investiție terminată și la anul trebuie să se termine, să se lege și Craiova. Se vor termina tronsoanele, s-a terminat tronsonul 2 și se vor termina și tronsoanele 3 și 4. Adică Pitești-Craiova. Da,